Bun găsit! Bine v-am găsit! Am întârziat puțin fiindcă m-au sunat de la Meteo. Mi-au spus că mâine cerul o să fie exact ca domnul Hrebenciuc. Adică închis. Doamnelor și domnilor, vremea s-a răcit considerabil. E atât de rece încât e posibil să-l vedeți pe Adrian Năstase cu fular fără să auziți zgomot de armă. Sunt, îmi scrie pe ora de Sibiu, sub cod galben de ploi, vânt și temperaturi scăzute. Eu eram de mai mult sub cod galben, fiindcă bate vântul prin buzunare, da? Asta e altceva. Meteorologii susțin că precipitațiile se pot transforma pe alocuri în Lapoviță și chiar în ninsoare. Azi, mâine vine... Moș Crăciun. Nu, Ștefan Hrușcă. Politicienii probabil au să fie surprinși de zăpadă, așa că aveți grijă dacă ieșiți cu mașinile. Politicienilor nu le pasă de frig și zăpadă, fiindcă acolo unde stau ei e foarte cald, de la cazanele în care fierbe zmoala. Doamnelor și domnilor, scrie în turnul sfatului că autostrada de la Săliște la Cunța trebuie să fie gata în mai puțin de 20 de zile. E greu însă de crezut că asta se va întâmpla, mai ales că s-a schimbat vremea. Poate dacă se schimbau vremurile... Există încă o porție de autostradă neasfaltată, deci un fel de București-Pitești. Porțiunea neasfaltată este aceea care a necesitat ridicarea terasamentului. Cei de la Consiliul Județean au asfaltat un drum pe care, teoretic, s-ar putea circula ca variantă, dar încă nu se cunosc amănunte. Eu rămân la ideea, vorba celor de la Kamikaze, că singura șansă ca România să aibă mai multe autostrăzi este să le numere Roberta Anastase. Domnilor și domnilor, polițiștii sibieni au legitimat ieri peste 700 de tineri sibieni, fără vreun scop anume. Cei de la Turnul Sfatului scriu că au fost vizați studenții. Probabil polițiștii au legitimat din invidie. Dar nu s-a constatat nimic. Nici când au început să oprească mașini în zona căminelor de pe Victoriei, nu au constatat nimic. Când i-au văzut pe polițiști, studenții le-au spus că ar fi bine să sugă burta. Doamnelor și domnilor, scrie în tribuna că 31 de aleși locali din județul Sibiu și-au schimbat apartenența politică. Aceștia sunt primarul comunei Hoghilac, viceprimarul din Chirpăr și 29 de consilieri locali de prin județ. Ci că nu se mai regăseau în partidele în care erau. Știți care o să fie surpriza? Că deși ei nu se mai regăseau în partidele alea, sigur partidele alea se mai regăsesc în ei. Doamnelor și domnilor, apropo de partide, astăzi, în a doua parte a emisiunii, o întâlnire electorală. Doi dintre susținătorii unuia dintre candidații pentru președinția României se vor afla în studioul emisiunii noastre. Până atunci însă, imediat după reclame, o întâlnire specială cu rectorul Academiei Forțelor Terestre de la Sibiu. Din 1884, tribuna este în focul evenimentelor. Sibiul se mărește cu 772 de hectare. La școala domnului Trandafir din Glâmboa. Tribuna a sărbătorit 127 de ani alături de copii. Sibiul, puțin mai ieftin decât Iohannis a dat startul pe bicicletă. Botești vrea Sibiul, capitală de regiune. Magazinele de etnobotanice sunt ca Bruce Willis. Nevăzătoare și de 6 ori campioană mondială și europeană la popice. Tribuna. Casarea în bucate. Abonează-te sau cumpără de la chioșc. Din totdeauna. Pentru totdeauna. Nu amestecați lucrurile. Colectați selectiv. O campanie inițiată și susținută de Sece Gospodărirea Orășenească Avric S.A. Fie că e vorba de hainele tale, de covoarele tale sau de mașina ta, curățarea lor se întâmplă acum într-un singur loc. Biteco îți oferă acum spălătorie și curățătorie haine, spălat și uscat covoare și noua spălătorie și vulcanizare auto. Biteco, toate în același loc, strada Rahovei numărul 25, lângă podul de ieșire Kaufland. De asemenea, vă așteptăm și în punctele noastre de lucru din Carrefour și Promenada Mall. Biteco, nu suntem singurii, dar suntem cei mai buni. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, vă rog să vă bucurați privirea, chiar dacă acest roșu e aproape năucitor, să vă bucurați privirea admirând-o pe colega mea îmbrăcată. Și în această seară, îmbrăcată, evident, despre dezbrăcat nu discutăm aici. Ținuta sa este furnizată de magazinele Anca, să le puteți călca pragul acestor magazine, în special pe Bulevardul Mihai Viteazu, iar virtual, dacă vă doriți, pe pagina de
Facebook a celor de la ANCAS. Puteți de asemenea să ne vizitați și pagina noastră de Facebook și să ne vizionați online pe www.ralucasirazvan.tv. Doamnelor și domnilor, astăzi, în a doua parte a emisiunii, vom avea o repriză electorală în ton cu ținuta sortată la rochie distinsei mele colege. Însă prima parte nu are nici un fel de astfel de inclinație politică. De ce? Fiindcă vom vorbi despre, îndrăznesc eu să spun, una dintre cele mai importante instituții din statul român, despre armată. Armata se bucură de o încredere în rândul românilor, cum doar biserica mai are. Ei bine, discutăm despre armată într-un moment special. Suntem la doi pași de 25 octombrie, de Ziua Armatei Române. Suntem însă în plină perioadă de activități dedicate Zilei Armatei Române. Pentru Academia Forțelor Terestre din Sibiu, Ziua Armatei a început deja de ieri, continuă și astăzi. A început în școli, astăzi a continuat în spațiul Academiei, în spațiul închis, ca să spun așa, deși veți vedea mâine, porțile vor fi deschise. În spațiul închis a fost depunerea jurământului militar pentru studenții din anul 1. Despre aceste lucruri și despre altele care au avut loc săptămâna aceasta și vor mai avea loc în zilele care urmează, discutăm cu rectorul Academiei Forțelor Terestre din Sibiu, generalul Ghiță Bârțan. Mulțumesc pentru întâlnire, vă rog. Vă rog să-l luați loc, domnule general. Mă gândeam ce modalitate plăcută de a petrece Ziua Armatei împreună cu studenții, împreună cu comunitatea în care vă aflați, împreună cu, ia că te invitați de rang înalt, primul ministru, ministru apărării, nu la primele lor vizite în Academie, știu că sunt susținători ai activității pe care o aveți aici. O ceremonie frumoasă astăzi, una din multele dedicate Zilei Armate în această perioadă. E gândit într-un fel un program pe termen lung, era să zic, da? Pe un termen mai întins decât o singură zi. Nu avem chiar o strategie, dar avem un program pe termen lung. Uh-huh. Un program care a început în această săptămână prin Armata în școli, un program susținut de Ministerul Apărării Naționale. Am fost prezenți la o școală din Sibiu, la Liceul Nisipor Ghibu, am fost la Agnita și astăzi studenții au fost la Medias. Practic, în școală ce s-a întâmplat? Li s-a vorbit despre o carieră militară sau li s-a prezentat Academia? Despre ce s-a vorbit în școală? Și despre cariera militară și despre prezența Academiei Forțelor Terestre în spațiul sibian. Uh-huh. Cei de la Biroul de Informare Recrutare de la Centrul Județean Zonal Sibiu au prezentat o ofertă educațională pe care Ministerul Apărării Naționale o susține în acest an. Li s-a prezentat o opțiune, o alegere pe care o faci dacă te cheamă această carieră militară. Pentru că e bine să cunoaștem de la început, dorim să fim militari sau nu dorim să fim militari. Uh-huh. Poate haina militară este atractivă, dar profesia de militar înseamnă mai mult decât haina pe care o purtăm. Așa este. Așa este. Pe de altă parte, am venit cu studenții Academiei Forțelor Terestre și recunosc că și eu am avut emoții cu acest program, pentru că au fost studenții care astăzi au depus jurământul. Uh-huh. Pentru că ceilalți studenți din anul 2 și 3 se pregătesc în poligonul 5. Acești studenți au prezentat un exercițiu de mânuire a armamentului individual, au cântat alături de ceilalți, de ceilalți liceeni imnul național, alături de muzica militară, au încercat să le prezinte tehnica portabilă pe care o avem la dispoziție liceenilor, celor tineri, în așa fel încât aceștia să se gândească, este o opțiune de viață cariera militară? Imaginați-vă, să nu treceți cu vederea ceea ce a spus domnul general înainte, imaginați-vă că aceste lucruri au fost făcute de studenții din anul 1. Știți foarte bine, armata fiind o instituție specială, cei din anul 1 nu s-au întâlnit cu Academia acum, că acum a început școala. S-au întâlnit cu ceva vreme înainte, de asta i-au pătruns în tainele astea, nu n-au fost începători. Eu am venit la 1 septembrie și la 1 septembrie chiar erau începători. Nu este ușor să te trezești la ora 6 dimineața și să te culci la ora 10 seara. Nu este ușor să pleci de la o viață de licean, o viață în care părinții au grijă de tine și să începi să responsabilizezi. Începi să înveți, începi să te pregătești pentru viitor. Acești tineri mi-au demonstrat că au dorința de a fi militari. Au fost și care au renunțat. Îmi imaginez. Asta e perioada de la 1 octombrie, la 1 octombrie, să-și dea seama dacă ce credeau
se potrivește cu ce vor face de acum încolo. Foarte bună intervenția dumneavoastră și aveți perfectă dreptate. Au renunțat și i-am chemat pe primii de sub linie. Și s-au bucurat foarte mult cei care au venit și le-au luat locul. Practic, la 1 octombrie am început cu cifra de școlarizare, așa cum a fost aprobată de Ministrul Apărării Naționale. Și acești tineri au vrut să le demonstreze părinților lor, dar au vrut să-și demonstreze lor, în primul rând, că sunt capabili să facă performanță. Și eu am mare încredere în ei. Un moment emoționant astăzi, în primul rând pentru părinți, cred, și evident pentru studenți, dar în primul rând pentru părinți care și-au văzut copiii, iată, în uniformă, într-un cadru excepțional oferit de Academie, fiindcă în momentul în care pătrunzi pe poarta acelei instituții, parcă totul se schimbă, e un alt tip de organizare, lucrurile sunt altfel. Și-au văzut, deci, copiii la ținută, depunând jurământul militar. Cred că de fiecare dată când se întâmplă asta, chiar și cadrele didactice și ofițerii simt ceva în plus față de ceea ce se întâmplă zilnic în activitatea lor. Cu siguranță că este o responsabilitate dincolo de cea instituțională și este o responsabilitate a Academiei Forțelor Terestre de a forma tineri de viitor. Sunt convins că părinții, atunci când și-au auzit copiii depunând jurământul, și-au adus aminte de tinerețea lor, pentru că marea lor majoritate au depus un jurământ. Armata nu mai este obligatorie. Câți tineri în ziua de astăzi mai depun jurământul? Este un act de voință. Ei și-au dorit cariera militară. Este un act de mândrie și, cred eu, și de onoare, pe care o faci și te dedici unor valori. Patrie, onoare, datorie. Sunt lucruri pe care ei le învață acum. Și revenind la ceea ce mi-a spus anterior, una din competențele pe care trebuie să le creăm acestor tineri este de educator, de cetățean în slujba națiunii. Aceasta nu o dobândești la școală, în bancă. Trebuie să ieși în societate, să explici ceea ce faci, să prezinți ceea ce poți să faci și mai ales să interacționezi, să comunici cu ceilalți. Vreau să vă întreb dacă avem și domnișoare, dacă avem mai multe ca înainte. Nu, sunt la fel. La fel de bine pregătite, la fel de bine determinate. Cu siguranță la fel voi avea satisfacția, plăcerea până la urmă de a avea șefe de promoție, doar domnișoare, pentru că ele se pregătesc foarte bine. Sunt foarte determinate, sunt un pic mai mature decât tinerii studenți militari, dar nici ei nu se lasă mai pe jos. De exemplu, anul acesta pentru West Point continuă selecția, avem iar un loc care se va ocupa prin concurs, doar 3 băieți, nici o domnișoară nu a reușit să califice în finală. 46 de domnișoare au depus jurământul astăzi, dintr-un total de 232 de studenți militari. Câți studenți are Academia la Sibiu în total? Sunt mai multe cicluri de învățământ. Pe ciclu de licență 700, masterat 400, iar la învățământ post-universitar, în funcție de numărul de cursuri post-universitare, în jur de 300. Dincolo de ceea ce înseamnă această instituție ca profesionalism, ca ancorare între instituțiile României, imaginați-vă deci ce înseamnă și ca număr, ca și cantitate. Înseamnă foarte mult din comunitatea noastră, chiar dacă nu toți sunt de aici, asta e limpede, dar sunt adoptați de acest oraș pe perioada în care ei studiază aici. Academia înseamnă, dincolo de ceea ce înseamnă instituțional, înseamnă și ca număr ceva important pentru comunitatea noastră. Au fost de asemenea alături de dumneavoastră oficialități locale, reprezentanța ai bisericii noastre. A fost un moment frumos astăzi, un moment care se va repeta într-un fel chiar de ziua armatei, în fața cercului militar. Acolo va fi ceremonialul oarecum obișnuit de ziua armatei, nu? Asta se va întâmpla atunci. Da, vom avea pe 25 octombrie, la ora 10, în fața cercului militar, un ceremonial militar de depunere de coroane de flori. Nu numai în Sibiu ne vom fi prezenți. Pentru că, așa cum spuneați, ne-am integrat în Sibiu. Suntem aici de foarte mulți ani. Credem că facem parte din comunitatea sibiană și dacă ascultați marșul studenților sau imnul Academiei Forțelor Terestre, undeva pe acolo sunt două versuri care spun: aici în Sibiu, mereu împreună. Mereu împreună este deviza Academiei Forțelor Terestre. Am un detașament de studenți care va pleca în această după-amiază la Carei. Va face parte din detașamentul care va defila acolo. Ați văzut inițiativa grupului Invictus, care are făcut drumul Armatei României de la București la Carei, un drum pe care Armata Română l-a parcurs cu glorie în cel de-al doilea război mondial. 111 km au fost pe teritoriul județului Sibiu. Am primit ștafeta marți seară, miercuri dimineața a plecat de aici și încă o dată am simțit alături de noi, dincolo de inițiativa acestor tineri,
pentru a strânge bani, pentru a participa primul militar la Jocurile Paralimpice și va participa cel puțin un militar care a fost rănit în teatrul de operații. Spuneam că am simțit alături de noi pe cei care conduc destinele județului Sibiu, autoritățile publice locale, instituția prefectului, președintele Consiliului Județean, primăria Sibiu și toți ceilalți care vin alături de Academia Forțelor Terestre și susțin astfel de activități. Inevitabil ați vorbit în fața studenților astăzi. Ce le-ați spus? Am vrut să le transmit că sunt mândru că pot să le vorbesc. Pentru că am avut în fața mea 232 de tineri care și-au exprimat un act de voință. A jura, având în dreapta crucea și drapelul de lupta unității, a jura credință patriei până la sacrificiu suprem, nu sunt doar vorbe. Pentru că acest act este înscris și instituționalizat, i-au semnat acest jurământ pe care l-au depus formal astăzi în fața noastră și am o speranță că ei ne vor înlocui pe noi, în timp, evident. Vor fi mai buni decât noi. Vor aduce acel plus care poate nu ne lipsește în acest moment. Trebuie să spunem că militarii pregătiți la Sibiu au trecut și nici nu știu dacă, din fericire sau din păcate, vor mai trece prin episoade de provocare maximă. Au luptat în străinătate, mulți dintre ei. Pentru unii nu s-a terminat bine, apropo de participare la Jocuri Paralimpice, dar oameni pregătiți aici, la Sibiu, au luptat și au apărat interesele României, iacătă, în teatru de operațiuni din străinătate. Ceea ce se întâmplă aici, în Academia de la Sibiu, evident că depășește granițele județului, că nu poate rămâne aici. Armata este a țării și participă acolo unde țara o trimite. Se va întâmpla și în viitor, ca evident absolvenți de Academia de la noi să ajungă în străinătate. Evident, face parte dintr-o alianță și misiunile le primim în concordanță cu poziția noastră în cadrul alianței. 80% din ofițerii armatei române se pregătesc la Sibiu. Participăm în teatre de operații nu de foarte mult timp, odată cu intrarea în NATO. Practic, tinerii absolvenți din ultimii ani au fost în teatrele de operații. Și n-ați auzit despre un militar român care a comandat acolo să nu aibă reușită. Și așa cum spunea și dumneavoastră, din păcate, în luptă se mai și moare. Avem ultimul rănit, care e absolvent din Academia Forțelor Terestre, locotenentul Adrian Marinescu, care și-a pierdut o mână în Afganistan. El este și parte din grupul Invictus, care susține această campanie Ștafeta Veteranilor, despre care am vorbit anterior. Sunt tineri care știu ceea ce au de făcut, se pregătesc, încearcă să elimine riscurile cu care se pot confrunta și pot ajunge și în situația de a fi răniți sau de a... Ce vă doriți de ziua armatei, domnule comandant? Nu mă așteptam la întrebarea asta. Da. Nu mă așteptam pentru că, evident, avem foarte multe dorințe. În primul rând, îmi doresc un an universitar liniștit, în sensul de a pregăti evaluarea instituțională, reevaluarea instituțională, care în anul 2015 va veni în Academia Forțelor Terestre. Avem o strategie bine pusă la punct și am convingerea că vom avea din nou grant de încredere ridicat. Pe de altă parte, aș dori pentru acești tineri să am la dispoziție mai multe ore de pregătire, pentru că, dincolo de ceea ce se întâmplă în Sibiu, sunt locuri pe care dumneavoastră nu le-ați văzut. E poligonul Daia, tabăra de instrucție Crințu, centrul de instrucție pentru lupta forțelor terestre din Cincu, un poligon foarte bun de instrucție pentru armata română, un poligon în care eu văd viitorul laborator al Academiei Forțelor Terestre, pentru că acolo avem foarte multe capabilități și s-a investit foarte mult. Sunt doar două dorințe care leagă, să spunem, devenirea instituțională și aspectul de pregătire. În celălalt plan, mi-aș dori ca Sibiu, locația în care ne aflăm, să simțim aceeași comuniune între cei care suntem aici militari și cei pe care îi reprezentăm acolo unde plecăm. Să dea Dumnezeu ca toate lucrurile astea să se întâmple și să se întâmple cât mai repede, pentru binele inclusiv al nostru, al celor de aici din Sibiu. Vă mulțumesc, domnule comandant, pentru prezența la emisiune. La mulți ani tuturor de ziua armatei. Vă mulțumesc în numele tuturor militarilor. Doamnelor și domnilor, noi luăm o foarte scurtă pauză, pauză absolut necesară după o discuție cu Armata Română până la discuția cu Factorul Politic. O scurtă pauză de reclamă.
Aveți probleme cu ochii? De acum pot fi rezolvate în Clinica Ofta Total, dedicată oftalmologiei prin profesionalism, corectitudine și loialitate față de pacient. Aici, echipa condusă de profesor universitar dr. Adriana Stănilă vă pune la dispoziție consultații, tratamente, investigații, intervenții chirurgicale și servicii de optică medicală, totul într-o singură locație. Clinica Ofta Total, strada semaforului, intersecția cu Bulevardul Vasile Milea. Și domnilor, astăzi s-a aflat, așa cum v-a informat și invitatul nostru precedent, astăzi s-a aflat la Sibiu, în calitate de prim-ministru însă, Victor Ponta. Victor Ponta este și candidatul PSD pentru funcția de președinte al României. În emisiune, în câteva secunde, vor participa doi dintre susținătorii săi. O virgulă electorală și revenim. Doamnelor și domnilor, vă spuneam, suntem în fața unei noi reprize electorale, alături de noi, la emisiune, prin vicepreședintele Organizației Județene a Tineretului Social-Democrat, Mihai Banciu, și vicepreședintele Organizației Județene a Partidului Social-Democrat, fostul consilier județean Adrian Besoiu. Mulțumesc pentru prezență. Aș fi vrut, dacă sunteți de acord, să readuc în discuție vizita la Sibiu a premierului și candidatului PSD pentru funcția președinte al României, Victor Ponta. Îmi venea în minte, apropo de această vizită, și cea mai recentă vizită a sa, cred că a fost undeva în zona șantierului de autostradă, și făceam un efort să-mi aduc aminte de câte ori în ultimele 6 luni de zile a fost la Sibiu, lunar aproape. Da, Victor Ponta în Transilvania a făcut vizitele cele mai dese în județul Sibiu, cred că de 4 sau de 5 ori, uh-huh, în ultimele 6 luni. Astăzi a fost prezent la Mediaș, la Sibiu, la Academia Trupelor de Uscat și după aceea la Mediaș. La Mediaș, mă rog, e un eveniment deosebit, 100 de ani de gaz metan, de transport de gaze, deci 100 de ani de existența Transgaz. E o mândrie pentru locuitorii județului Sibiu această aniversare, pentru că nu trebuie să uităm, că dacă ne uităm, dacă privim un pic retrospectiv în istorie, România a fost prima țară europeană care a exportat gaz metan. Știți, apropo de mândria medieșenilor, a fost o vreme, nu foarte îndepărtată, în care medieșenii priveau cu emoție spre povestea Transgaz și Romgaz, dar Transgaz în mod special, se gândeau, fiindcă primeau genul ăsta de semnale, că vor rămâne fără acea societate, fără sediul central al acelei societăți. Înțeleg, citeam în presa de astăzi, că semnalul a fost din nou foarte clar, gazul nu pleacă din Medieș. Victor Ponta e un tip robust politic și un om foarte articulat. În momentul în care a spus și a exprimat cât se poate de manifest că sediul de la Romgaz și de la Transgaz nu se mută din Mediaș, așa rămâne, din punctul de vedere al Partidului Social Democrat. Deci, sub nicio formă, sediile acestor două companii nu se mută. Vroiam revenind la Sibiu să încercăm să clarificăm câteva lucruri. Vizitele din ultima vreme ale lui Victor Ponta la Sibiu nu au nicio legătură cu campania electorală, fiindcă cea mai recentă era deja în extra campanie, cred că asta e prima în campania electorală, și fiind la Academie nici măcar n-are legătură cu procesul electoral, fiindcă a fost la o instituție militară în calitate de premier. Totuși, îndrăznesc să mă gândesc, lupta la Sibiu
dat fiind legătura dintre unul dintre candidați și Sibiu. Lupta la Sibiu pentru PSD va avea alte conotații? Va fi mai specială în vreun fel sau altul? E o bătălie electorală, sigur, puțin mai specifică decât cele de până acum. În condițiile în care contracandidatului Victor Ponta, Klaus Werner Iohannis, este un localnic. Dar n-aș putea spune că vizitele lui Victor Ponta la Sibiu se circumscriu unei filozofii de campanie electorală locală, atâta vreme cât noi nu am organizat meeting-uri la care el să participe, nici întruniri politice de masă, și obiectivul vizitelor sale a fost de fiecare dată indiscutabil un obiectiv economic. Aș vrea să vă întreb o chestiune punctuală legată și de cele mai recente alegeri, cele pentru Parlamentul European. Atunci, discutam cu colegii noastre din politică de la alte partide, atunci PSD a reușit un scor care cred că i-a cutremurat pe adversarii noastre politici, un scor județean foarte bun. Vă așează acel scor, vă dă un optimism suplimentar acel scor, apropo de faptul că, știți, se spunea Sibiu nu votează stânga, Sibiu nu face aia, Sibiu nu face aia. Rezultatele de la europarlamentare au pus un pic în umbră. Indubitabil, rezultatele de la europarlamentare au însemnat pentru noi un succes local, corelat cu succesul național. Însă, de data asta avem un alt tip de alegeri, în care candidații sunt personalități, alegeri în care, mă rog, apar individualități, în care apar programe un pic construite pe alte criterii și pe alte aliniamente decât cele specifice unor alegeri europarlamentare sau alegeri locale. Discutăm în primul rând de ceea ce înseamnă viziunea unui candidat la președinție asupra națiunii, asupra priorităților pe care trebuie să le aibă țara, priorități de, cum să spun eu, de specific al abilităților, competențelor și portofoliului președintelui țării. Vizita la media și eu o văd într-un context un pic mai larg. Pentru Victor Ponta există o prioritate în campania prezidențială care este legată de acest deziderat și acest comandament ca România să devină un pilon energetic regional extrem de important și ca țara să-și dobândească independența energetică în cel mult 5 ani, în așa fel încât să nu mai depindem nici de gazul rusesc, în așa fel încât să nu fim nevoiți să majorăm cu regularitate prețul gazelor pentru populație, ori ceea ce înseamnă pilon energetic și jucător energetic important în Balcani se leagă și de un alt obiectiv al programului său legat de borna politică pe care o va reprezenta România în această zonă a Europei, înăuntru parteneriatului strategic atât cu Statele Unite cât și cu Uniunea Europeană. Și atunci vizita lui la Mediaș chiar noi o interpretăm în acest context și pe această dimensiune. E limpede că tot ceea ce există acum la Mediaș din punct de vedere al gazelor naturale, sediile centrale, dacă vreți, punctul zero al gazului românesc, Mediașul, va juca în acest context un rol multiplicat, un rol evident mai important decât așa, până acum. Așa ar fi de așteptat. Așa ar fi de așteptat, evident. Astea ar fi așteptările. Dacă toată povestea asta se va pune în practică. Da. Există o legendă și cred că domnul Banciu va fi în stare să o spulbere. Există o legendă conform căreia electoratul PSD, în marea sa majoritate, este un electorat, în caut cuvintele, trecut de prima tinerețe. Mă rog, n-am stat să citesc statistici dacă e adevărat sau nu. O curiozitate cred că e de ce tinerii ar vota stânga? Știți, ziua de astăzi tinerii trebuie să participe la niște alegeri parlamentare, sunt alegeri prezidențiale. La alegerile prezidențiale, în primul rând, se alege persoana și nu neapărat
partidul. Ori din privința asta, tinerii au foarte multe motive pentru care sunt alături de noi și vor vota Victor Ponta la alegerile prezidențiale. În primul rând, Victor Ponta este unul dintre cei mai tineri candidați, dacă nu chiar cel mai tânăr candidat, are 42 de ani, dintre toți cei 14 candidați și e unul dintre cei mai tineri candidați care au participat vreodată la o cursă electorală prezidențială. În al doilea rând, Victor Ponta este singurul candidat care a condus o organizație de tineret, a condus cea mai puternică organizație de tineret din țară. Corect, a fost liderul de Astra, ani de zile. Liderul organizației social, Tineretul Social Democrat la nivel de România. Și a fost și membru în societate, în organizația de tineret la nivel european, în ECOSI. Sunt niște lucruri care s-au petrecut și probabil apropierea ca vârsta lui Victor Ponta de cei despre care noi vorbim acum să fi dat un plus de elan acestor demersuri. Spuneam deci că s-au petrecut câteva lucruri. El impede continuarea primei case, asta era un proiect început, apariția primei mașini, e tot un demers de fapt adresat tinerilor. Știam că zilele astea, nu cunosc detalii, poate mi le spuneți dumneavoastră, știam că zilele astea s-a pus pe picioare un program România Startup și vreau să încercăm să le explicăm. Păi știți, așa cum vă spuneam și mai devreme, Victor Ponta este un președinte tânăr, va fi un președinte tânăr și este unul singurul candidat care a fost la putere, este din 2012 premierul acestei țări și poate să vină cu un program electoral, dacă o să vă uitați în programele electorale a celorlalți președinți, zic, vom face. Victor Ponta este singurul candidat care spune, am făcut și lucruri palpabile. Discutăm de burse acordate studenților, discutăm de acorduri semnate între societăți comerciale și universități sau alte instituții de învățământ prin care elevii și studenții pot să participe la programe de formare în cadrul acelor societăți comerciale. De asemenea, revenind la ce mă întrebați mai devreme, la Ministerul Educației a fost semnat un astfel de memorandum pentru tineri, prin care aproximativ 150 de milioane de euro, fonduri europene, vor fi dedicate firmelor, startup-urilor inițiate de studenți și de elevi. Deci programul se numește România Startup. În cadrul acestui program, aproximativ 50 de milioane de euro sunt alocate elevilor, prin care elevii pot să facă proiecte, exerciții financiare, exerciții de management, abilități manageriale, dar cele mai bune proiecte vor fi finanțate din aceste 50 de milioane de euro. Partea a doua a programului, 100 de milioane de euro, se adresează tinerilor între 18 și 25 de ani, în care aceștia, pe baza unui proiect care are o activitate, vizează o activitate din planul de dezvoltare strategică al guvernului, vor fi finanțate din această 100 de milioane de euro. Apropo de ce s-a făcut, e o chestiune interesantă. Victor Ponta, în programul său, acordă un spațiu foarte important sănătății. O fac și ceilalți, dar aici e o virgulă. La Sibiu am avut o dovadă interesantă că prioritățile spre sănătate au fost ale PSD încă dinainte de începerea campaniei electorale și de lansarea discursurilor lui Victor Ponta. Consiliul Județean Sibiu cu președintele Ioan Cindrea s-a îndreptat spre sănătate în ultimii ani cu un ritm și cu niște valori foarte consistente. Spitalul Județean Sibiu cred că a primit în ultimii ani sume la care poate doar visa în mulți ani în urmă. Și un lucru de asemenea important, s-au redeschis spitale. Probabil telespectatorii noștri și-aduc aminte, în guvernarea dinainte s-au închis spitale și nu spitale mici, spitale de orașe și nu orice fel de orașe, orașe importante. Cisnădia e un oraș important, e o comunitate foarte apropiată de Sibiu și cu o istorie foarte apropiată de a Sibiului. Așadar, sănătatea a fost în atenția PSD încă dinainte de a începe campania electorală și îndrăzneam eu să spun că poate Sibiu a servit chiar model, drept model pentru felul în care se gestionează capitolul sănătate la nivelul autorităților locale. În momentul în care Ioan Cindrea a candidat la președinția Consiliului Județean, el a avut un program și un proiect pe care l-a supus dezbaterii. Unul dintre punctele extrem de importante ale programului său
era legat de sănătate, era legat de redeschiderea spitalului în Cisnădie, ceea ce s-a și întâmplat și ce ați pomenit cu foarte mare exactitate. Cisnădia e o localitate care are sute de ani, o istorie de sute de ani. Iar pe de altă parte, totul trebuia făcut pentru reabilitarea, renașterea și dezvoltarea Spitalului Clinic Județean Universitar, Spitalului Clinic Județean Sibiu. Acest proiect local, în care Consiliul Județean a investit sume importante, vreau doar să vă spun că în primul an s-au plătit datorii de aproape 4 milioane de euro, datorii moștenite. A debutat cu reabilitarea completă a ambulatorului, tot ceea ce înseamnă policlinică înăuntru Spitalului Clinic Județean. Construcția și reabilitarea de la Spitalul de Boli Pulmonare, din câte știm noi, la ultima vizită pe care chiar a făcut-o premierul Ponta la Sibiu, împreună cu ministrul Sănătății Bănicioiu, la întrebarea premierului adresată ministrului Bănicioiu cum stăm cu Spitalul Clinic Județean din Sibiu, ministrul a spus că s-au asigurat aproape în întregime toate resursele financiare pentru acest spital. Proiectele legate de sănătate, de locuri de muncă, de tot ceea ce înseamnă social, sunt proiecte care, de fapt, provin și se dezvoltă din filozofia și ideologia noastră. Asta înseamnă un partid de stânga. Un partid a plecat spre aceste domenii de activitate. Sigur, cultura antreprenorială e mai dezvoltată în dreapta. Uh-huh. Și asta înseamnă chiar și individualismul uneori dus la exacerbare. Stânga înseamnă solidaritate, intruziune, coeziune socială, sprijinul celor defavorizați, a celor aflați în dificultate și o aplicare asiduă asupra ceea ce înseamnă sănătate și învățământ. Îmi venea în minte, apropo de ceea ce vorbeam înainte, îmi venea în minte la momentul la care l-ați enunțat pe ministrul Bănicioiu, că a fost de asemenea colegul de asta în organizațiile de tineret. În spiritul ăsta, fiecare are un însemn de mareșal în PSD, în PSD se produce o reformare a partidului. Uneori cu voia sa, alteori fără voia sa. Da, apropo de asta. Dar se produce o reformare reală, se face un schimb de generații, sunt oameni tineri care accept la funcții de conducere atât în partid cât și în sistemul guvernamental și este ceea ce înseamnă viața și, cum să spun eu, pulsul cât se poate de energetic al unui partid. De asta sunteți mulțumiți de felul în care această campanie electorală curge, fiindcă am senzația că suntem în fața unei luni de zile în care toate spiritele par extraordinar de aprinse, parcă brusc și cei care se ocupă de justiție, de anchete, au devenit foarte activi, mult mai activi decât îi știam până acum. Adică, e doar o întrebare. Sunteți în regulă? E o întrebare la care se poate răspunde și se poate răspunde destul de răspicat. Eu personal pot să spun că nu sunt mulțumit de maniera în care se desfășoară această campanie, pentru că există foarte multă intruziune dintr-o altă zonă decât ceea ce înseamnă campanie prezidențială cu programe cât se poate de publice enunțate ale candidaților la prezidențiale. Există prea multe atacuri, s-a făcut apel la o campanie civilizată, s-a făcut apel la ceea ce înseamnă sobrietate europeană, s-a pus de atâtea ori pe tapet subiectul ca toți candidații la prezidențiale să-și prezinte proiectele, programele și ceea ce gândesc ei despre națiune, ceea ce vor să facă ei pentru țară. Bun, pe de altă pentru parte că noi trebuie să facem o distinție foarte mare ce rol are președintele României față de ce rol are un administrator la României. Și aici este o diferență foarte mare. Ori se accelerează niște lucruri care poate n-ar fi extrem de oportune în acest moment. Eu la asta mă gândeam, domnul vicepreședinte.
probabil candidații bine intenționați și-ar dori să vorbească despre proiectele lor, dar pe de altă parte trebuie să-i și înțelegem. Nu poți nici lăsa să treacă pe lângă tine niște potlogării fără să răspunzi la ele. Și de asta e suficient ca unul să lanseze ceva, indiferent că e în cursă sau pentru e pe lângă potlogării, cursă. Nu pentru potlogării, cuvântul e destul de, cum să spun eu... Da, e lipsit de eleganță, putem găsi... Nu lipsit de eleganță, eu zic că e prea blând. Ah, ok. Pentru marile învârteli sau, care s-au făcut, sigur că trebuie să se răspundă în fața justiției. Să se răspundă în fața justiției, nimeni nu se ferește de așa ceva. Însă, intruziunea e prea mare în ceea ce înseamnă campania prezidențială. Nu știm la avantajul cui se face așa ceva, însă eu rămân la opinia, românii constituie un popor de oameni inteligenți și oameni isteți, așa au fost întotdeauna. Vor ști să discearnă ceea ce înseamnă în campanie un amestec brutal cu alte intenții decât cele stricto senso ale acțiunii respective și ceea ce înseamnă o campanie civilizată în România. Victor Ponta s-a aflat la Madrid recent, în Spania, a avut acolo întâlniri cu comunitățile, cu comunitățile de români, comunități formate în marea lor majoritate din tineri. Tinerii au fost împinși de greutățile din această țară să meargă în alte părți. Vă întreb, le poate oferi Victor Ponta prin tot ceea ce va reuși să facă dacă va câștiga președinția, le poate oferi garanția unei vieți mai bune în țară, îi poate determina să se întoarcă prin politicile pe care le va promova? Eu înclin să cred că la un moment dat cei tineri plecați în țări străine să-și plătească un viitor, se vor întoarce acasă, se vor întoarce cu know-how, se vor întoarce cu... câteva fonduri puse deoparte și încet, încet vor începe să facă niște afaceri aici pe plan local. Eu mă gândesc că oricum asta, păi, asta ca e să se întoarcă în țară trebuie să ai locuri de muncă bine plătite. Ori ca să ai locuri de muncă bine plătite, trebuie să ai dezvoltare economică. Ca să ai dezvoltare economică, trebuie să iei măsuri economice, dar gândite pe termen lung. Că în acești 2 ani s-au luat multe măsuri reparatorii din punct de vedere economic și într-un fel, oricum a existat o creștere economică, asta e cu totul și cu totul altceva. Primul simptom care spune că există o stabilitate economică și există un trend de creștere economică este faptul că zilele acestea România a lansat pentru prima oară în istoria ei obligațiuni în euro pe piața financiară internațională cu maturitate la 10 ani. De 1,5 miliarde de euro. Deci împrumuturi de 1,5 miliarde de euro la cea mai mică dobândă posibilă de 3%. Nimeni nu îți dă dobândă de 3% pentru o țară a cărui economie nu este stabilă sau nu este în creștere. Tot ceea ce este recesiune înseamnă bani dați cu dobânzi ridicate. Insistam pe asta de ce? Fiindcă majoritatea românilor care trăiesc în afară au plecat cu gândul că se vor întoarce. Problema e când se vor întoarce. Că dacă se vor întoarce când vârsta nu le va mai permite poate să facă nimic constructiv pentru țara asta, aproape că nici nu va mai conta. Dacă se vor întoarce într-un orizont de 1 an, 2 ani, 3 ani, cred că va fi important și pentru noi și pentru clasa politică. De ce nu? Să aibă oameni activi și implicați. Acest program Startup, România Startup, pe care l-a enunțat Mihai, în configurația lui. Cele 100 de milioane de euro care sunt puse la dispoziția tinerilor între 18 și 25 de ani pentru dezvoltarea unei afaceri proprie, independente, foarte limpede precizată în lege, dar pe o strategie economică a guvernului, domnule, ăsta este domeniul. Vreau pe agricultură. Merge pe agricultură. Ăsta este un mobil extrem de important pentru cineva care își dorește să dezvolte un din punct de vedere, cum să spun eu, al afacerii, în România, un business în acest subiect. Te rog. Cât contează, fiindcă ne apropiem de final, cât contează pentru Partidul Social Democrat și pomeniați de agricultură, aveți un aliat foarte puternic în persoana lui Daniel Constantin în Partidul Conservator, cât contează deci pentru Partidul Social Democrat și pentru candidatul pe care îl susțineți ceilalți din zona politică, UNPR-ul, Partidul Conservator, cât sunt contează în tot acest demers? Sunt aliații noștri. Sunt aliații noștri și au fost aliații noștri chiar și momente mai grele ale partidului.
ei fac parte din ceea ce a fost această construcție fabuloasă și care s-a numit USL, care a venit, cum să spunem, în întâmpinarea așteptărilor majorității covârșitoare a populației din România. Lucrurile la vot, de fapt. Asta s-a văzut cât se poate de limpede la vot. Nu putem uita că doar legea extrem de favorabilă a permis și altor reprezentanți ai altor partide să intre în Parlament. Alminteri, Parlamentul în acest moment era monocolor. Da, un singur mandat s-a câștigat de către PDL în Republica Moldova. De pe primul loc, de pe prima poziție. În rest, toate au fost redistribuite. Pe filozofia primuia totul. Dar sunt aliații noștri, sunt partenerii noștri, sunt cei care au contribuit la succesele noastre. E firesc să fim în camarazi. Camarazi inclusiv în această campanie electorală. Și nu, eu nu mi-ascund sub nicio formă, nici această opinie, care este o opinie personală, că PLR-ul lui Tăriceanu mi se va alătura, reconfigurând sub o formă sau alta o alianță foarte aproape de ceea ce a semnat USL. Dacă USL-ul rămânea în picioare, eram în altă parte azi? Dacă USL-ul rămânea astăzi în picioare, Ștefan Antonescu era președintele României. Garantat, ca să spunem. Ca să spunem așa. Prin Antonescu era președintele României. Poate aveam și o campanie mult mai liniștită în aceste condiții, dar asta e deja altă mâncare de pește. Apropo, inclusiv de tineret, aceia dintre dumneavoastră care folosiți Facebook-ul, puteți afla mai multe detalii despre candidatul Partidului Social Democrat de pe contul său de Facebook, un om foarte activ pe Facebook, l-am văzut pe Victor Ponta. Contul președintelui Victor Ponta are cele mai multe like-uri pe internet. Este o persoană activă. Are sincronizare, cadență și ritm. Asta îi trebuie unui candidat. Să aibă sincronizare, cadență și ritm. Să vedem. După modelul campaniilor americane. Să vedem, distinși invitați, dacă dincolo de like-ul va avea și voturi. Și mai e un pic și ne vom lămuri și cu asta. Noi suntem convinși că va avea. Insist prin a vă spune că mai multe detalii puteți afla din mediul virtual, de pe pagina de Facebook sau de pe www.victorponta.ro. Vă mulțumesc, domnilor, pentru prezența la întâlnire. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, încheiem această seară aici. Mâine, la emisiune, două discuții din alte sfere, dar două discuții foarte interesante. Una va fi despre teatru. Regizorul Radu Afrim va pune în scenă în acest weekend la Sibiu, la secția germană, o piesă care nu s-a mai montat decât în spațiu germanic. Vom vorbi deci despre asta și despre fotbal. A fost un meci deosebit de interesant între Miercurea și LSS Voința Sibiu. Despre astea mâine. La revedere pe tine!